E aia că de când s-a scumpit benzina nu mi-a mai plimbat regina. Mitran n-ascultă manele, nu știe. Eu ascult manele, dar așa mă perit vechi. Ai intrat ceva... în defensivă, eu rupe manele că... Domnul Bogdan, ceva cu guța aveți? Vreau să-mi fac statuie în fața porții, să ne-l puște. Easy. Ai, n-ai mingea, dai la poartă. Cei frumoși și lui Dumnezeu îi place. Vreau să beau cu frații mei, cei mai șmecheri, cei mai grei. Hai. Ce-am să fac, o masă mare. Milioanele să zboară, da. What the Fun cu Drecea și Bogdan în fiecare zi de la 7 la Pro FM. Fii atent aici că pe Reddit, că ne facem veacuș pe acolo din când în când, am găsit ceva foarte interesant. Îți dăm un test cumva să ne zici care e expresia românească după definiția academică. Da? Ok. Deci vin cuvinte complicate care încearcă să zică ceva simplu astăzi. Da, dacă trebuie să-mi explici și asta, e clar că nu o să nimeresc. Indiferent de condițiile meteorologice dificile, afacerile mele ar genera un flux de venituri impresionant până și în lanțul muntos Himalaya. E dintr-o manea. Și? Cum îi zice? Păi cum, nu știu, dar asta nu înseamnă că e expresie românească. Gata, știu, poate... da. Să bată vântul și ploaia, eu fac bani și Himalaya. Bravo, domnule. Bravo, nu e chiar expresie românească, dar mă rog, înțeleg. Bine, mamă, nu mi-am dat seama. Bravo, mă. Păi nu, că a zis aia cu dintr-o manea, așa, da. Păi zi da, așa la expresii final. Românești. Unde crezi că am auzit de Himalaya? Expresii românești și bucățele de manele. Hai să adăugăm și asta. Date fiind condițiile economice actuale ce au determinat scumpirea carburanților, nu am mai putut include plimbarea consoartei în bugetul lunar deja limitat. E tot manea, mă. O știi, Mitrane. Mi-am dat seama. A, tu acum pui presiune ca să zic și eu una, să nu pară că... Nu, dar așa... cred că o știi. Sun un prieten. Sun un prieten? Da. Ia zi, trece. E aia că de când s-a scumpit benzina nu mi-a mai plimbat regina. Bine? Wow! Nici măcar nu știam. Bine, Drăcio! Hai, mă, cum să nu știi? Trebuie să-mi actualizez playlist-ul. Nu. Mitran n-ascultă manele, nu știe. Eu ascult manele, dar așa mă perit vechi. Ai intrat ceva... în defensivă, eu rupe manele. Cum adică? Domnul Bogdan, ceva cu guța aveți? Hai să încercăm, ia, dubla 3. În condițiile hipercompetitive ale actualei economii de piață de tip capitalist, am decis prelungirea orelor de muncă pentru mine și angajații afacerii mele, astfel încât productivitatea să rămână ridicată și pe timpul nopții, în timp ce restul populației se odihnește. Astfel, am reușit să câștig un avantaj considerabil peste competiția mea. Bă, dar unde le-ai găsit, mă, e ceva cu că eu nu dorm noaptea, fac bani... Hai, Drecea! S-a prins Răzvan între tine, stai că s-a prins Răzvan. Te-ai prins? Care-i treaba? Ia! E noaptea golanii, nu fac nani-nani. Bine, mă! Corect, bravo, da. Bine, Răzvane, hai, ați văzut că mamă, se poate. Mamă, dacă t-a scris băiatul ăla, da, acum... Aia, da. Aia zic. Vezi, dacă manelele ar fi plictisitoare, cam asta facem noi azi. Așa. Deci până acum, 3 din 3 au fost manele. Nu știu de unde am luat eu pe asta cu expresiile românești, că... La, stai să ghicesc, site-ul ăla de pe care arată să mai băga și o reclamă cu o fată de fugea așa din când în când. Ia, hai să vedem la următoarea aia. E foarte, foarte bună asta și toată lumea știe expresia asta, chiar expresia românească. Super, nu pui deloc presiune. Nu te poți răsfăța cu activități senzual-hedonistice peste limita pudorii creștine și în același timp să te aștepți ca spiritul tău să transceandă spre promisul paradis. Cei frumoși și lui Dumnezeu îi place? Nu. Ai mai mingea, dai la poartă. Hai că... Soarele cât timp stă pe cer. Pe WhatsApp s-au prins oamenii. Nu cred, mă, mai zi o dată. Ci că dacă o nimeresc Drăcea sau Mitran, a plecat amenda de la CNA direct. Exact. Bine, că de voi direct amenda. Ah, ok. Da. Okay. Stai, mă, se dă pe persoană fizică. Da, nu, e tu, nu-l omului. Săracu, ce avea Mitran aici, o foaie okay. Cu mine. Bă, eu nu mai vin, că am rate, știi? Da. Ba nu, realist vorbind, cred că noi am luat-o, dar... Da. A, o știu, mă, gata, o știu. Păi dă și doar cum... finalul. Nu, dau că n-am bani de așa ceva. Da, a doua jumate, că aia... E cu sufletul în rai. Așa, domnul Mitran, asta este, bravo. Aia, cu... Mamă, uite, am una grea din manele, ți-o dau ție, Drăcea, pe asta, practic. Te rog. Că tu le știi bine. Deci dacă o zici pe asta, ești șeful la manele în România. Nicolae Guță și Șușanu. Având în vedere succesul impresionant al afacerilor mele, am decis celebrarea acestei realizări prin redecorarea zonei din fața domiciliului meu. Vreau să-mi fac statuie în fața porții, să ne-l puște. Easy. Bă, ia, zi mai departe. Cum e?
Vreau să-mi fac statuie în fața porții, să-mi iau avion ca mafioții. Mai dă-i. Termină că mă ridic. Da. Nu mai știu. Uite, continui și te ajut eu că ți amintești versurile. Deci, așa. Astfel încât consider ideea construcției unei sculpturi decorative. De asemenea, am în vedere achiziționarea unei aeronave private. Astfel, s-ar putea ca proprietarii afacerilor concurente să fie atât de impresionați încât vor deveni chiar invidioși. Și avem așa. Vreau să-mi fac statuie în fața porții, să-mi iau avion ca mafioții, să-mi văd dușmanii la față galbeni, ca lămâia, să-mi sărute până și... statuie. Asta, bravo. Plecăm de la manele, mergem într-o altă zonă muzicală. Dat fiind faptul că, într-un anumit cartier, populația tânără o întrece pe cea vârstnică și că ar putea să nu fie weekend, se poate auzi muzică și destrăbălare accentuată de substanțe interzise pe străzi pe tot parcursul timpului cât soarele nu mai este pe cer. Wow! E ceva rău de tot. Pantelimonul petrece? Bravo, mă, toată noaptea. Bravo, mă, Drăcea, mă! Eu le știu. Păi și stai mă puțin, că pe mine m-a derutat, m-am gândit și eu, nu m-am gândit la asta. Dar dacă ar fi... Care e chestia cu că populația îmbătrânește... Care e versul? Cred că sunt niște versuri pe acolo. Ah, ok. Cred că mai încolo, unde asta. Când bătrânii nu-s acasă. Da, bă, nu știu, bună întrebare, dar așa era, nu știu, nu mă întreba pe mine. Ah, nu, ai, credeam că e... El doar lucra. Așa a scris omul, dar... Concluzia e că Pantelimonul petrece cât timp soarele nu e pe cer, asta e important. Deoarece sunt alături de oameni cu care sunt atât de apropiat încât îi consider familie și deținem cantități de alcool considerabile, am decis să stăm să le consumăm cât ne sfătuim. Ce afaceri să mai punem pe picioare? Vreau să beau cu frații mei. Cum era? Vreau să beau cu frații mei, cei mai șmecheri, cei mai grei. Hai. Ce am să fac, o masă mare. Milioanele să zboară. Da, hai, bravo, mă, Drăcea, astăzi. Mamă, zi mai, ai răspunsurile pe laptopul ăla. Să moară fata mea. Pro FM, Open Radio.